Vă salut, dragi buzoieni, suntem aici pe primul șantier deschis pentru punerea în valoare a ceea ce se numește Iazul Morilor. Eu astăzi dau drumul, domnul primar, la tot ce înseamnă alei pietonale în zona. Salut! Am terminat un beton în spate acolo, dau drumul la pavele de mâine, las betonul să-i mi-aduc bolovanii de mâine, domnul primar, să pot să-i pun cei ornamentali. Și o formă specială va da, fost indicată și ceva spart așa. E indicat pe proiect, nu? Da, da, da. Roata Morii se învârtește. Salut, salut. Apa vine din Iazul Morilor, că e foarte da, important. În stația de pompare. În stația de pompare, din stația de pompare, în stația de filtrare, exact. Și cele două conducte care mai alimentează cele două lacuri. Da. Iazul Morilor este o poveste frumoasă a orașului nostru. Are o poveste incredibilă. Iazul Morilor a fost un adevărat motor de dezvoltare în istorie, atestat la 1525, când printr-un document, Radu de la Fumaz, domnitorul țării românești, donează 3 mori de cereale pe Iazul Morilor, episcopiei Buzăului, înființată la 1500, care nu avea surse financiare cu ce să se susțină, fiind la începutul activității ei. Acest prim proiect pe Iazul Morilor, care are o lungime de 20,34 de kilometri, din care 13,8 kilometri pe raza municipiului Buzău. Încercăm și prin Planul Național de Redresare și Reziliență să punem în valoare acest canal, care ne va ajuta și din punct de vedere al atractivității, dar și din punct de vedere economic. Din el se va putea face irigații pe circa 2000 de hectare, dar va putea fi, de ce nu, și crescătorie de pește sau piste de biciclete de o parte și de alta acestui iaz pe o asemenea distanță. Și, bineînțeles, o mulțime de terase, de restaurante, de locuri pentru picnic, locuri care să facă un Buzău mai atractiv și mai competitiv. Suntem în plină vară, cu temperaturi caniculare. Vedeți ceea ce se întâmplă în țările astea din sudul Europei, dar nu numai, se întâmplă și în nord, în Siberia. Ard pădurile, ard ierburile. Trebuie să facem mult mai mult pentru aceste schimbări climatice evidente. Buzăul este pe locul 11 în Europa și pe locul 1 în România în ceea ce privește încălzirea globală. Practic, în ultimii 10 ani, temperatura a crescut cu 1,5 grade Celsius la Buzău, ceea ce înseamnă că suntem predispuși la predeșertificare, la un început de deșertificare la Buzău și la fenomene de astea climatice extreme, când foarte multă ploaie, când foarte multă secetă. Pentru treaba asta trebuie să avem cât mai mulți copaci plantați și avem un adevărat program și în această zonă și cât mai multe lucii de apă, cum se întâmplă și aici în acest loc în care vom avea două lacuri care se vor alimenta din Iazul Morilor aici pe strada Frăsinet. Dar acest proiect care sper să fie încheiat undeva în partea a doua lunii septembrie și se va încheia și vom face, eu știu, recepția, este doar o primă parte, pentru că a doua parte va însemna să ducem tot traficul și să realizăm o parcare subterană aici, în această zonă, și acest parc să se extindă până lângă blocuri, astfel încât să mai avem un parc și o zonă de atracție deosebită în municipiul nostru. Practic, mașinile vor intra undeva dincolo de Biserica Sfântul Ștefan și vor ieși undeva să se poată intra la magazinele centrului ăsta comercial cu Kaufland și tot ce avem aici. Încercăm acest proiect, al doilea proiect, să-l dezvoltăm prin Planul Național de Redresare și Reziliență în acel capitol de tranziție verde. Buzăul mai are încă un proiect de dezvoltare a unui parc de 7 hectare între Strand și șoseaua Digului, acolo unde zona este abandonată. Practic, în această lună avem contractul încheiat pe fonduri europene, ni se va preda proiectul tehnic,
După care voi da ordinul de începere a lucrărilor și acolo și până la sfârșitul anului viitor, practic vom mai avea o extindere a parcului Tineretului. Suntem la o semnătură de a obține în sfârșit retrocedarea crângului sau transferul gratuit al crângului către primăria Buzău, pentru că în momentul ăsta în crâng noi avem doar 9,4 hectare din cele 189 de hectare și dorim să facem acolo cea mai mare pădure parc din Europa cu circa 200 de hectare pentru că vom mai planta în continuare. Avem aprobat tot aici că suntem foarte aproape pe șoseaua Digului sau pe lângă șoseaua Digului, între cele două poduri de la Mărăcinești și la Vadul Pașii. Avem aprobat deja, se lucrează la studiul de fezabilitate, studiul de impact atunci, pornul studiul de fezabilitate, aprobat de Ministerul Mediului, 20,5 hectare de pădure și plantăm acolo unde putem, peste tot și în parcuri și pe străzi, pe trotuare, cât mai mulți copaci. Buzău și din acest punct de vedere și mai ales prin unirea cu Comuna Țintești, putem ajunge la peste 100 de metri pătrați spațiu verde pe locuitor, ceea ce este extraordinar. În momentul ăsta, Uniunea Europeană impune un minimum de 26 de metri pătrați pe locuitor, cifră în care se încadrează foarte puține orașe din România. Orașul care este cel mai verde din România în momentul ăsta este orașul Miercurea Ciucu, cu 42,5 metri pătrați, iar Buzău poate atinge peste 100 de metri pătrați, având în vedere că în Comuna Țintești sunt de fapt 3 păduri și bineînțeles vom planta și pe lângă cele, pe toate străzile astea care duc spre Țintești, atât pe șoseaua Brăilei, cât și spre șoseaua care duce la Slobozia până aproape de SBN și bineînțeles și între Țintești și Pogonele, dar și între Odaia Banului și Maxim. Iată că din acest punct de vedere Buzăul poate fi într-adevăr un oraș în care să-ți dorești să trăiești. Bineînțeles că iar ne întoarcem la povestea cu străzile. Le facem pe toate. Lucrăm acum la străzile mari, unde sunt cele mai mari cifre, vorbesc din punct de vedere al banilor. S-au făcut peste 160 de străzi. Am dat cu două zile în urmă câștigătorul și pe cele trei străzi. 1 decembrie 1918, Republicii și Iazul Morilor și sperăm, dacă nu vor fi contestații, să avem chiar în această toamnă șantiere deschise și pe cele trei străzi. Cam asta este povestea de început a Iazului Morilor, care nu este un moft, sau este un moft frumos al acestui oraș frumos. Să avem cât mai multe locuri în care să ne recreăm, dar și cât mai multe locuri care să ne protejeze împotriva, de ce nu, a stihiilor naturii. Vă mulțumesc foarte mult și ne întâlnim la viitorul episod din campania de informare pentru unirea cu Comuna Țintești din 26 septembrie în acest an. Hai să facem Buzăul mare. Țintim sau Țintești spre un viitor mai bun.